bună. Foarte greu pentru mine să mă bag într-un subiect care este destul de necunoscut în toată lumea. Și anume pocăința. Pocăința, eu am mai vorbit despre pocăință și a rămas la fel de necunoscut subiectul ca și înainte de a vorbi eu de ea. Dar nu numai eu am vorbit și au vorbit alții mult mai deștepți ca mine și totuși subiectul a rămas deschis. Pocăința este, v-am mai spus eu, vine dintr-o vorbă grecească, metanoien, care asta înseamnă schimbarea minții. Schimbarea minții reprezintă, de fapt, o naștere, din nou, o, după cum spune însuși Iisus lui Nicodim în Scriptură, și reprezintă un nou început pentru o persoană. Și acum m-am gândit să iau două persoane care au avut de-a face sau au avut posibilitatea să aibă de-a face cu pocăința. Unul ar fi Iuda Iscariotean. Omul acesta a stat lângă Iisus, a mers cu el 3 ani de zile în stânga, în dreapta, în sus, în jos, ba încă a fost trimis împreună cu cei 70 de ucenici să scoată demoni, să vindece oamenii și a fost foarte mulțumit de faptul că lucrurile acestea s-au întâmplat și a fost foarte, foarte bine pentru el. Iisus totuși le-a spus, nu vă bucurați de lucrul acesta, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Totuși vedem că numele lui nu a fost scris în cer. Vedem că numele lui nu este în cartea lui Dumnezeu, după care vor fi luați cei care vor fi răscumpărați, răsplătiți. Și studiind puțin faptele lui, vedem că el tot timpul a fost lângă Iisus, lângă Domnul Iisus, a învățat de la el, sau mă rog, s-a prefăcut că învață de la el. Totuși, Ioan ne spune despre el că era un hoț și că fura el ceea ce se găsea în pungă. Da, tot timpul mai băga mâna în pungă și își mai lua pentru el așa acasă. În afară de asta, vedem că el vinde pe Iisus cu un sărut, nu? Se duce, îl strânge în brațe și îl pupă. După care se duce și îi pare rău. După ce îl vinde, îl vedem că îi pare rău, plânge cu amar și numai atât, se căiește de ce e răul care l-a făcut, îi pare rău că l-a vândut pe Domnul Iisus, ba încă se duce înapoi la templu, dă banii înapoi, cei 30 de arginți îi aruncă acolo marului preot, spune că s-a dus și i-a dat banii înapoi și a spus, am vândut sânge nevinovat. Și a dat seama că a greșit omul. Și preoții îi spun, pe și ce ne pasă nouă? Băi, vândut acum, te-ai luat banii, fugi, du-te și vezi de treaba ta. Nu rezistă să mai trăiască, se duce, bineînțeles că demonii erau în el foarte puternici, se duce și se spânzură. De fapt, renunțarea la viață este un act care îți demonstrează că demonul este în tine, în momentul în care tu te gândești să te omori. Este unul dintre principalele lucruri care îți demonstrează că demonul este acolo, da? Vrei să-ți iei viața. Nu o să te duci la Dumnezeu dacă ți iei viața. A spus cineva că nu scrie așa ceva în Biblie, dar tu te opui. Tu te opui lui Dumnezeu în momentul în care ți iei viața. Dumnezeu ți-a dat viața ca să o trăiești, să faci lucruri bune pentru alții, da? Să îi iubești aproape de tău, da? Să demonstrezi bunătate față de ceilalți, dărnicie, dragoste. Da? Și tu, în egoismul tău, te duci și ții viața, pentru că zici că durerea e prea mare pentru tine. Ei, cam așa s-a întâmplat și aici, el și-a dat seama că a greșit omul ăsta, s-a dus banii înapoi, a încercat, vedeți, unul ar zice, Iuda s-a pocăit. Ei bine, totuși Biblia ne spune că el va fi vai și amar de el, va fi greu pentru el, va avea de dat socoteala. Nu a fost iertat. Și acum, văzând lucrul acesta, vreau să aduc un alt personaj în fața dumneavoastră și anume T.
tâlharul de pe cruce. Ăsta a fost un tâlhar toată viața lui. Pe față. Nu a fost laș, pervers ca acest Iuda, ca hoții. Hoții, în general, sunt niște oameni lași și perversi și mincinoși. Perversi, care încearcă să te ducă de nas, să te facă să crezi că ei te iubesc, dar, de fapt, ei te sapă prin spate și vor să te distrugă, să te omoare. Tâlharul de pe cruce îl vedem în Evanghelii, că râdea împreună cu celălalt tâlhar și zicea, ha-ha, dă-te jos după cruce, mântuiește-te tu și mântuiește-ne și pe noi. Dar a avut timp destul să se și păcăiască. Și o să vedeți acum că în Evanghelia după Ioan ne spune că decât unul mai râdea. Ioan a fost acolo, să știți. Ioan este unul dintre cei care chiar au stat acolo în fața crucii și a auzit cu urechile lui lucrurile astea. De aceea povestește, zice, dar unul dintre ei la un moment dat, unul dintre tâlhari, îi spune, zice, celuilalt, îi zice, bă, nu ți-e rușine așa un pic, nu ți-e greu să vorbești în felul ăsta? Păi zice, noi am făcut lucruri rele, de-aia suntem aici pe cruce, pentru că am făcut lucruri rele. Dar ce omul ăsta n-a făcut nimic demn de moarte, n-a făcut nimic rău. Și totuși moare pe cruce, este răstignit. E nedrept. Știți ce a făcut aici tâlharul? Un lucru pe care Iuda nu l-a făcut niciodată. A crezut în Iisus. Asta înseamnă să crezi în El. Și bă, omul ăsta n-a făcut nimic. A ținut cu El. I-a ținut parte. Pur și simplu, tâlharul, într-un moment de sinceritate și pus în situația respectivă, tâlharul îl vede pe Iisus și se gândește, bă, noi merităm. Dar amărâtul ăsta, bă, în ideea lui. În ideea lui, pentru că în ideea lui l-a văzut. Iisus, părerea mea este că Iisus nu era vreun om tare frumos, tare musculos, tare, eu știu, nu, și dacă ne uităm în felul lui de viață, vei vedea că Domnul Iisus nu prea mânca. Uitați-vă de câte ori mânca. Îi dădeau cât unii când alții să mănânce. El nu prea mânca. El, în afară de asta, nici nu dormea, stătea nopțile în rugăciune. Trebuie să fi fost slăbuț. Trebuie să fi fost un om firav. Un om care avea putere extraordinară duhovnicească. O putere care, în momentul în care te apropiai de el, efectiv, gândiți-vă la femeia aia care a simțit că, bă, dacă se atinge ea de poala hainei lui, se vindecă. Dați-vă seama despre ce vorbim. Vorbim despre un om, dar care el era, nu, când te gândești la Samson, de exemplu, un om care, eu pe el îl văd așa musculos, făcut, care venea armata, când dădea o dată cu pumnul, cădeau 5-6 deodată. Deci nu trebuia el să ia sabia. Cădeau ea cu sabile în mână, nu? Era o forță a naturii. Și el, pentru că spune că venea Duhul Sfânt peste el, în felul ăsta reușea el să aibă puterea aceea de a distruge pe toți. Da? E, și gândiți-vă acum, el este pus pe cruce, răstignit, așa, slăbuț, și dezbrăcat, probabil că se vedeau coastele așa, nu-mi închipui pe Iisus cu mușchi și cu burtă sau cu, nu, mi-l închipui un om slăbuț, așa, un om slăbuț și un om care se vedea pe el că este o bunătate extraordinară în el. Nu se vedea acea, cum erau preoții, de exemplu, fariseismul ăla, așa, cine mai e ca mine, mândria aia, da? El era un om plin de bunătate, îl vedeai de la distanță, din cauza așa își permiteau toți să-i dea palme, ați văzut, când l-au luat acolo, pac, aprodu marelui preot, pac, o palmă peste ochi, ălalt, imediat, știi, înțelegi, când i-a spus Iisus, de ce mă lovești, dacă n-a spus nimic rău, de ce mă lovești, înțelegi, nu ți impunea respect, acum gândește-te că ar fi arătat, eu știu, ca Samson, da, îl dau peste exemplu că ăsta era o forță a naturii, sau ca Goliat. Nu s-ar fi apropiat marele preot să-i dea o palmă, că în primul rând că n-ar fi simțit-o, o palmă, dacă îi dai unui om puternic, nici nu o simte. Și în al doilea rând, ce să mai, era un om simplu, era un om simplu, nu mai lungim, că nu vreau să vă țin mult. Așa, și omul ăsta reușește să-i pară rău pentru ceea ce a făcut. El spune, păi noi ne merităm soarta. Noi am făcut lucrul ăsta. Credeți că el n-ar fi vrut acum să fie în altă parte? Tâlharul după cruce ar fi vrut să fie din nou liber. Dar îi părea rău că făcuse tâlhăriile. Din cauza asta,
se pocăiește de lucrurile lui și crede în Dumnezeu. Exact ceea ce omul ăsta n-a cumplit, nu a împlinit Iuda. Iuda, uitați-vă la el, punga tot timpul o ținea, din ea mai fura, tot timpul. Era un om pervers, era un om șmecher. El auzea și înțelegea cuvintele lui Dumnezeu, Domnului Iisus, da? El înțelegea tot ce spunea Iisus, dar zicea, lasă-mă, că ia să vezi cum îmi fac eu casă, ia să vezi cum îmi, cu banii ăștia îmi cumpăr șaretă ca alu Pilat, da? Ca oricare dintre noi și noi, de exemplu, în ziua de astăzi, ne gândim cum să facem să strângem mai mulți bani ca să avem și așa. Dar omul ăsta nu se dădea la o parte de la a pune mâna, de la a fura. Da? În afară de asta, în momentul în care Domnul Iisus îi spune unul dintre voi mă va vinde, el în perversitatea lui vine, uitați-vă, el trăia, era o stare de trăire permanentă. Nu e că a fost rău până acum și dintr-o dată îi vine lui ideea, haide să mă pocăiesc, nu? Sau hai să fiu acum pervers. Nu, el pur și simplu trăia din chestia asta, îi plăcea să fenteze, să pe la spate să lucreze. Da? El în față apărea la fel ca toți ceilalți ucenici, din contră s-a și dus și uitați-vă când l-a trimis, s-a dus și el și a scos demoni. S-a dus și el și a vindecat oameni pe acolo. Vă închipuiți pe Iuda mergând și o fi și pus preț, nu spune Biblia așa ceva, dar zic, poate că la unul a spus, hai că te vindec, da, cât dai? Da? Sunt și în ziua de astăzi destui care fac lucrarea lui Dumnezeu pentru bani. Și e un lucru foarte urât înaintea lui Dumnezeu. Pe urmă, Iuda nu reușește să se pocăiască. Chiar dacă îi pare rău pentru că l-a ucis pe Dumnezeu, chiar dacă pentru că l-a dat la moarte, nu l-a ucis el, da? Pentru că l-a dat la moarte pe Domnul Iisus, chiar dacă îi pare rău că, eu știu, s-a întâmplat, că probabil că el nu s-a gândit că o să-l omoare. S-a gândit că o să-l ia și o să-l bată o țâră și după aia o să-i dea drumul. Nu s-a gândit. Nu era un om foarte rău. Apropo, nu trebuie să fii rău ca să mergi în iad. Mulți oameni buni vor fi în iad, să știți. Mulți oameni care au făcut fapte bune, mulți oameni care vor fi în iad. Da? De ce? Simplu. Pentru simplu fapt că nu ți se cere numai bunătate. Ți se cere să crezi în Dumnezeu. Să crezi orice cuvânt care iese din gura lui. Da? Pe urmă, ți se cere bunătate, clar. Tu n-ai... Caracteristicile dumnezeiești sunt bunătate, da? Neprihănire și adevăr. Acestea sunt caracteristicile principale. Acum, din astea derivă și dragoste, derivă și ospitalitate, primire de oaspeți, dărnicie, toate astea derivă. Dar principale este care ne le dă nouă în Efeseni și ne spune Pavel și ne spune despre ele. Satan este exact invers. Exact invers. El tot timpul este contrar, el tot timpul este vrășmaș al lui Dumnezeu și o să aibă tot timpul aceleași caracteristici, dar opus. Dacă Dumnezeu este adevăr, Satan va fi minciună. Dacă Dumnezeu e bunătate, Satan va fi răutate. Tot ce cuprinde aici, răutatea este infinită. Da? Și Biblia ne spune, ori faceți pomul bun, și rodul lui bun. Da? Ori cel rău. N-ai cum. Nu, tu nu poți să fii la mijloc. Tu nu poți să spui, lasă-mă că eu sunt și bun și rău și mai sunt și bun. Nu. Nu merge așa. La Dumnezeu nu merge așa. La Dumnezeu e alb și negru. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești contra lui Dumnezeu. Așa, una peste alta. Tâlharul de pe cruce are parte de mult mai mult rău, probabil, decât probabil că a fost un ucigaș, probabil că a fost un criminal, un hoț, eu știu ce a mai fost el pe acolo, da? Un violator, poate să fi fost orice. Dar la fel ca și fiul risipitor, își face de cap, dar are momentul lui de luciditate în minte în care își dă seama, crede în Dumnezeu, da? Și se întoarce, nu mai face, el nu mai avea șansă să mai facă de acolo tâlhării. Da? E, în schimb, Iuda, chiar dacă i-a părut rău, chiar dacă a dus banii înapoi, nu a reușit să creadă în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu. Da? Nu a reușit să aibă un timp în care a încetat cu mârșăviile. Iuda, dacă ar mai fi trăit,
ar fi continuat în același ritm. Da? N-a mai trăit pentru că nu i s-a mai îngăduit. Să știți, în viață, și cu asta o să termin pentru că deja este destul de lung video, în viață ai posibilitatea, ți se dă posibilitatea de mai multe ori să te întorci de la faptele tale rele. Dar, există un foarte mare dar. Ți se dă o dată, de două, de trei ori, de cinci ori. Uitați-vă la Iuda. A avut posibilitatea 3 ani jumătate tot ce îi trebuia ca el să se întoarcă, a avut. A avut parte de cel mai bun învățător, a avut parte de tot, absolut. Până acolo că a avut și Duhul Sfânt în el ca să poată scoate demoni și să facă minuni. Și totuși, el a găsit cu cale că este mai bine să continue în felul acesta ca și un infractor mărunt. Un infractor mărunt. Da? Uitați-vă la tâlhar. A terminat cu răul. I-a părut rău. A crezut în Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință. Tâlharul de pe cruce ne este dat ca să vedem exact. Și în afară de asta, tâlharul mai face un lucru. Îi spune celuilalt, îl vestește pe Hristos. Lucrul ăsta e bază. E bazic, fiți atent. Tâlharul vestește pe Hristos celuilalt om. Nu ți-e, mă, ție greu să faci lucrul ăsta. Deci, uite, el n-a făcut nimic. Zice, uite la el e perfect. Omul ăsta e perfect și l-a omorât. Îl vestește, îi spune despre el. Foarte important. Foarte important. Și Iuda ar fi făcut lucrul acesta, pentru că eu bănuiesc că atunci când s-au dus câte doi, au făcut același lucru. Dar nici el nu credea. El nu credea. Da? Vedem ideea asta de a fi și noi acolo, și găsim în biserici, iude, să zic așa, iscarioteni, găsim în biserici, oamenii ăștia, găsim tot timpul în biserici. De ei este plin. Și fac un lucru cel puțin interesant. Vin și sunt toată viața acolo și ocupă locuri în biserică și niciodată ei nu sunt sinceri. Niciodată ei nu reușesc să-L vestească și niciodată nu se înțeleg oameni care merg la biserică și acasă și între apropiați nu-L vestesc. E foarte greu de înțeles. Cum adică tu ai niște valori, tu zici că ai găsit comoara, dar nu spui la nimeni despre Dumnezeu. Tu taci din gură. Da? E foarte important. Simplu om de rând într-o biserică, tu ești la fel preot în casa ta, da? Și tu trebuie să-L vestești pe Hristos în casa ta, soției tale, copiilor tăi, lângă casa ta, la toți cei din jur, da? E obligația asta. Da? Și să spui despre Dumnezeu, pentru că asta, așa a fost creștinismul, așa s-a dezvoltat creștinismul. Creștinismul s-a dezvoltat prin vestirea cuvântului. Prin vestirea cuvântului. Asta este. Acum că el s-a generalizat, e adevărat că s-a generalizat în toată lumea prin după ce a fost confiscat de romani. Da? Creștinismul a fost confiscat. Să nu credeți că romanii sau biserica aia mare care a devenit după aceea pe Constantin cel Mare și prin mama sa Elena a fost o biserică adevărată. Nu. Ei nici n-au crezut, măcar să știți. Constantin cel Mare nu a crezut în Dumnezeu. El a murit păgân, se închina la zeul Soare și a fost botezat cu forța, așa se spune. Ar fi fost botezat cu forța chiar pe patul de moarte. Da? Dar el a avut mari avantaje prin faptul că creștinismul și creștinii sunt considerați oameni loiali, oameni, și el avea nevoie de astfel de soldați. Ar fi culme să spui că eu știu, era o mare diferență. Ia gândiți-vă, cum mureau creștinii, stăteau, se puneau pe genunchi și începeau să cânte și vedeau și dădeau drumul la lei și mureau în arene, fără frică. Și cum mureau soldații lui Constantin cel Mare și celorlalți împărați pe câmp, fugind și urlând și disperați că mor. Ei simțeau iadul deja. Îți dai seama că în momentul în care devii un ucigaș de nivelul ăsta, deja tu simți satanele în tine, simți iadul în tine. Da? Ori creștinii ăștia, care erau oameni simpli, erau oameni așa,
ăștia pur și simplu se puneau jos, începeau să cânte un cântece de slavă lui Dumnezeu și se rugau. Nu făceau altceva. Ei nu fugeau de lei, n-aveai cum să fugi. Când te punea în arenă și te dea drumul la lei. Lei săreau pe tine, te mâncau. Dar tu, ultimele momente, ziceai, Doamne, pregătește-mă că vin la tine. Ajută-mă, dă-mi curajul ăla să stau să mă mănânce leu. Nu aveai altceva de făcut. Aici e diferența. Pentru cine are urechi de auzit. Majoritatea oamenilor nu ascultă lucrurile astea pentru că nu le este dat să le înțeleagă. Nu poți să înțelegi. Dacă nu este Duhul Sfânt să-ți vorbească, tu nu poți să le înțelegi. Ți se pare ilogic. Păi cum o să stau să mor? Cum o să, când pot, mi se spune decât, bă, stai liniștit că facem noi cumva o șmecherie, o minciunică, ăla și scapi. Și așa e, scapi. Scapi. Să scapă. Prin minciună se scapă. Prin minciună te faci bogat, prin furt. Și sunt avantaje ale lumii, foarte mari. E adevărat. Dar mântuirea nu vine de aici. Mântuirea vine din Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. V-am pupat și m-am lungit destul. Ciao!